Majoritatea din Consiliul Local Târgu Jiu vrea să crească veniturile personalului din primărie printr-o hotărâre. Creșterea salarială ar fi pusă pe seama scumpirilor din ultima perioadă. Procentul propus este de 10%, însă primarul susține că nici așa nu și-ar permite luxul unor salarii mai mari. A fost depus un proiect de hotărâre de către domnul Aurel Popescu, domnul Edi Lădaru și domnul Butan, adică cei trei președinți ai organizațiilor municipale PSD ALDE și PSRO, de majorare a tuturor salariilor din primăria municipiului Târgu Jiu cu 10%. Nimeni în acest moment nu își poate imagina și cred că nu există unitate administrativ teritorială pe raza României. Dacă ei vor găsi undeva o localitate în care se majorează cu 10%, eu mă mut în localitatea respectivă. Cum să majorez salariile cu 10% în condițiile în care astăzi ne zbatem să găsim resurse pentru a asigura finanțarea sau cofinanțarea pentru investiții? Știu, vor să-și atragă un pol pentru susținerea viitoare a angajaților din primăria municipiului Târgu Jiu. Marcel Romanescu are de gând să întrebe cetățenii dacă sunt de acord cu aceste creșteri. Mă gândesc foarte serios, chiar dacă încearcă să blocheze această modalitate de interacțiune și de această legătură pe care o am cu cetățenii, să fac o dezbatere publică cu cetățenii din municipiul Târgu Jiu pe acest subiect. Să vedem exact. Dom'le, ne putem permite, la ce renunțăm, la ce nu renunțăm, însă să vii astăzi cu creștere de 10% la salarii, nu ca angajații mei, pentru mine n-ar fi importanți, ba sunt importanți, dar trebuie să vedem exact care este modul în care împărțim acest buget. La ora actuală, cel mai mare salariu în primărie este cel al primarului de 18.720 de lei, la care se adaugă alte sporuri. Cel mai mic salariu, cel al portarului, are o valoare de 2.303 lei.